cei ce vor să devină buni șoferi trebuie să urmeze câțiva pași de care depinde obținerea permisului de conducere. Dacă am hotărât să ne înscriem la o școală de șoferi, odată aleasă, vom lua legătura cu instructorul care ne va îndruma spre întocmirea dosarului de înscriere la cursurile pentru obținerea carnetului de șoferi. Vor primi o fișă medicală tip cu care va trebui să meargă la medicul de familie. Acesta le va pune o ștampilă și dacă sunt în evidență cumva cu boli care să nu-i permită să conducă mașini. Dacă nu sunt, se specifică de către medicul de familie, iar cu acea fișă la o policlinică autorizată se face vizitele medicale, se face un test psihologic, se scoate un cazier de la poliție, cazier auto, și cu documentele astea se face înscrierea la școala de șoferi. Perioada de școlarizare este de minimum 28 de zile. Structura școlară este împărțită în 24 de ore de legislație și 30 de ore de conducere. Este legislație rutieră, prim ajutor, cursuri de prim ajutor, care se fac cu medici sau cu personal autorizat, cunoașterea și întreținerea autovehiculului și conducere preventivă. Cam astea sunt materiile care se predau, cu pondere pe legislația rutieră. Aș vrea să fac o precizare, întrebările care sunt la chestionare sunt din 2006, dacă nu mă înșel, de când s-a modificat codul rutier și n-au mai fost modificate. Și apar de multe ori neconcordanțe între ceea ce este acum codul rutier și întrebările care sunt acolo. Atunci când se dă examenul pentru obținerea permisului, taxa de examinare este de 6 lei și se plătește la primărie. Aceasta este aceeași pentru primele 3 examene, pentru ca de la a 4-a examinare taxa să fie de 84 de lei.